Da, este. Pentru două zile am pierdut orice urmă de civilizație și am venit în sălbăticie. Suntem pe un superb baraj de munte, în mijlocul pădurii. Apa este foarte, foarte limpede afară, este foarte fain, chiar dacă burnițează puțin. Sperăm să avem parte și de ceva capturi. În lac avem șanse atât la păstrăv curcubeu, cât și la păstrăv indigen. Poate reușim ceva să prindem și să și gătim. Dacă nu, măcar ne vom bucura de câteva ceasuri cu caiacul, pentru că vom vrea să ieșim, bineînțeles, cu caiacul pe lac. Este mult mai ușor de pescuit din caiac. Caiacul chiar este jos, este pregătit. Tot ce trebuie să facem este să ne îmbarcăm și să pornim spre coada lacului, pentru că acolo presupun eu că am avea ceva mai multă activitate. Așadar, hai să ne punem pe treabă și să vedem ce reușim să facem astăzi. Opa! Ce bine, ce bine e aici. Hai să ne și pornim la drum. Voi vrea să merg în coada barajului. Până acolo am puțin de văzlit. Ultima oară când am venit aici, apa era destul de scăzută, cred că cu vreo 5-6 metri mai scăzută decât este acum. Era neapărat mai rău că era scăzută, ci din potrivă putea fi în avantajul nostru, peștii putând fi reperați mult mai ușor. Dar aici când e crescută nu mă plâng, am parte de peisaje superbe, superbe, superbe. Lacul este unul dintre cele mai frumoase lacuri de munte pe care am fost. Absolut minunat. Hai să continuăm să găsim până ne ajungem în coadă pe care să ne apucăm de pescuit. Și rațe sălbatice. Pare că nu suntem singuri pe lac astăzi. Și se pare că lacul este totuși destul de pescuit. Pe mală se și văd câteva crăcăni. Semn că este totuși braconat. Păcat, păcat de o asemenea frumusețe. Acum am ajuns și în coada lacului, nu am văzut nicio activitate pe apă, nu am văzut deloc păstrăvul să muscărească. Nu e neapărat o problemă asta. Păstrăvul, chiar dacă nu muscărește, poate fi activ între ape sau în apropierea substratului. Măcar avem o pistă și știm unde să începem să-l căutăm. O să încep să pescuiesc pe oscilante. Niște oscilante de 5 grame sunt acestea. Ceva japoneze, emishi se numesc. O să sondez un pic apa. Să văd cam cât de adâncă este aici în zonă. Are ceva adâncime, cred că undeva în jur de 2-3 metri. Voi lăsa rotativa să cadă până pe substrat, după care o voi recupera câteva ture de mulinetă și aștept iar să cadă pe substrat. Voi începe în felul ăsta să pescuiesc, vedem cum răspunde păstrăvul, după care poate mai schimbăm tactica dacă nu avem niciun rezultat.
Da, l-am luat. L-am luat la a doua lansare. Hai să vedem ce e. Pare, a? Frumușel, ia să vedem. A, nu, e micuț, e ceva mic. A, nu e chiar așa mic totuși. A, nu e chiar așa mic. Mai ușor. A, i-a scăpat. Era un curcubeu. Nu foarte mare, dar nici foarte mic. A doua lansare am avut un atac, am avut un drill. Din păcate peștele l-am scăpat. Dar semnele sunt bune. O să mai continui în stilul acesta. Să vedem dacă mai avem ceva prezentări. Avem și primul pește. Super, super, super. S-a pornit și vântul. Acum se și întunecă puțin, sperăm să nu vină ploaia. Dar important e că avem un pește, avem un curcubeu. Asta a intrat pe un wobbler de la Ryuki de 6 cm. Bun. E ce trebuie. Pe acesta îl voi și păstra chiar și îl voi găti mai târziu. Are dimensiunea exact care trebuie. Da, cam ăsta e păstrăviorul. Numai bun de pus la foc. Bun, o să mai continui să mai fac câteva lansări. Să mai fac o tură de dat cu wobblerul. Să vedem, poate mai păcălim unul, doi. Oricum, e bine. Numai să nu înceapă ploaia. Asta e singura mea grijă acum. Chiar pe la prima lansare pe wobbler aici, în locul ăsta. Am încercat un pic cu... A, nu e foarte mare, dar e indigen. Hai cu ce? Da, tocmai ce prinsesem un păstră, un indigen frumos. Din păcate s-a terminat bateria camere exact în momentul în care am băgat minciocul sub pește. Nu l-ați putut vedea, i-am dat drumul, l-am eliberat. Era un indigen un pic mai mare față decât curcubeul pe care l-am reținut. Acum, pentru că tot am fost nevoit să ies pe mal, voi mânca ceva, voi găti și peștele, după care voi intra iarăși pe apă. Poate mai avem ceva activitate pe seară. Hai să adunăm câteva lemne și să ne apucăm de foc, după care să gătim și peștele. Nu am nevoie de foarte multe lemne, voi aduna așa câteva vreascuri.
curăț rapid peștele de solzi. Asta are niște solzi foarte, foarte mărunți, curcubeul pe el. Nu, suficientă sare pe el și în interior un pic. Și pe partea asta lantă. O să țin un pic la foc păstrăvul. Chiar deasupra fumului este și fum de brad, miroase foarte, foarte fain. Să-i dea cu siguranță o aromă deosebită păstrăvului. Ce bine arată. Încă puțin și e gata. O să pun și două felii de pâine pe foc. Bun, pâinea e și ea gata, ne putem apuca de treabă înainte de a pune un pic de sare aici pentru usturoi. Uai, ce fain arată! Ce bine s-a desfăcut și ce carne roz fain are! Mențin poziția că virgulă curcubeul este cel mai gustos dintre păstrăvi, dintre ce de departe atât indigenul cât și fântânelul. Păstrăvii gata, a fost absolut delicios, mi-am satisfăcut pofta. De acum mai avem 2 ore de lumină, o să ieșim înapoi pe apă. Poate reușim să mai prindem 2-3 păstrăvi, dar asta după ce strângem masa. Să luăm în apă. Bun. Să mă sui și eu. Să pornim înapoi la pescuit. Să-mi iau trusa în față sau am lângă mine. Opa! Minciocul. Lanseta o am aici. Ca lansetă am folosit astăzi un Light Gamer de la RTB de 1,7 grame. O murinetă Daiwa Legalis de 3000, echipată cu un textil de 0,10. Am preferat textilul pentru că reușesc să fac cu textilul laser mai lungi și am control mai bun asupra navicii. Textilul este un 0,10 de la RTB, modelul Torque. Hai să vedem unde încotro ne îndreptăm. Să vreau să încerc un pic pe lângă mal, pentru că ultimele atacuri acolo au avut loc și erau indigeni cei care atacau. Hai să vedem ce mai reușim să prindem, dacă mai reușim să prindem. Am luat. Oh, ce fain e. Să vedem ce e. Că era curcubeu după cum sărea. Da. Curcubeu este.
acum sper să nu să nu mai sară, pentru că dacă mai sară de două ori scapă. Nu e înțepat foarte bine. Hai să îmi iau mici ocol, să mă duc pe partea asta înaltă dacă pot. Hai că am putut. Hai, unde te duci, mă? De ce mă plimbă? Hai, vină cu acea. Este... Încă unul. Al treilea pește pe ziua de azi. Hai să mă duc din pe mâini. Nu mai am de gând să-i țin. A trebuit să le liberez pe acesta. Ei, cam asta e. Păstrăvu. Curcubeu, frumos. Ha, fugi înapoi. Bun. Și să mai continuăm un pic. Poate mai dăm într-unul. Asta e rotativa pe care a intrat. O rotativă de la ponton 21. O rotativă cu cârlig îmbrăcată într-o muscă roșie. Ia să vedem. Mai prindem unul. Le văd niște muscărele acolo în față. Cred că e bancul de curcubei în fața mea. Uite-l! Oh, ce fain e! L-am văzut când a sărit. Ia să vedem ce e. Nu vrea să iasă. Unde se duce? Frumos. E ceva frumos aici. Sau, n-am văzut de bine, să vedem. Parcă așa se vede, cam alb prin abă. Hai să-l las obosească. Nu mă grăbesc cu el. Am înaintea și destul de subțire și nu aș vrea să-l pierd. Problema e că el caută cioata. O, ce indigen frumos! Da, indigen e. Și e fain tare. Hai, ușor. Mă, că nu e înțepat foarte bine. Hai să văd cum îl aduc la mincioc. S-a simțit înțepat. Nu știam de ce se tot vine pe lângă mal, dar sunt niște cioate aici în dreapta mea. Și cam alea le caută. Că nu mă grăbesc cu el. Numai să nu scape. Frumos e. Să desfac un cioc. Asta nu reușesc. Hai încoace. Ce anemic e înțepat. Da, este. Ce fain e. Uite că i-a ieșit din gură acum. Exact când l-am băgat în mincioc. Un indigen superb, superb, superb. Ia uite-l ce frumos e. Fain, fain tare. Hai să nu-l țin prea mult și să îi dăm drumul ușor. Hai. Hop, că s-a dus. Am vrut să-i mai fac o poză acum la sfârșit, dar n-am mai apucat. Frumos, frumos tare. M-au dat tot, dar nu-i nimic. Asta e frumusețea pescuitului.
soarele imediat apune. Prea mult timp nu mi-am nicio la dispoziție, dar pot spune că mi-am făcut damblaua pe ziua de azi. Superbă zi, superbă! Hai să mai schimbăm un pic locația și să vedem ce ne mai așteaptă. Muscăreau și am și luat. Hop, nu sări și tu. Hai, hai să vină cu așa. Este încă un curcubeu. Fain, fain, fain. Să-mi iau ușor în mână. Se scot corița. Să-i dau drumul. A fugit singur. Bun. Hai că e bine, uităm că unul care muscărește. Ia să vedem dacă îl mai păcălim. Exact pe lângă el o să trec rotativ. Acum e lângă el. Da! Ce fain a dat în ea. Parcă am simțit că o să-l prind pe ăsta. Hop. Stai mă, hai încoace. Hai, nici nu te mai iau în mincioc. O să te prind direct de fir. Asta e mai mic un pic. Hai, fugi înapoi. Fugi. Da. Cam asta a fost pentru astăzi. O super, super, super zi. Am reușit să prindem și păstrăvi. Și mai mari, și mai mici. Am reușit să și gătim păstrăvi. A fost o zi perfectă. Sunt tot, de acum va trebui să mă duc și eu către mașină să lasă frigul și vreau să reușesc să-mi strângă caiacul până se întunecă. Să mai revin aici, nu știu dacă anul ăsta, pentru că nu cred că mai e timp, dar cu siguranță la anul nu voi rata ocazia să revin aici. Până data viitoare, eu vă salut și toate cele bune. Respect!